Sculescu. Începem această conferință de presă, în primul rând, prin mulțumirile adresate premierului României pentru faptul că a răspuns invitației noastre de a veni la Cluj-Napoca și de a discuta aspecte care țin de sănătatea românilor, de investiții, de muncă și de măsuri prin care putem încerca, sigur, de deschide economia. Pentru partea de sănătate, pentru principiul Cluj-Napoca, acesta bună, o să în aceea că ne avem la 8-a zi de scădere și astăzi am ajuns la 7,3, în 801, acum 8 zile, ceea ce arată că prin efortul corpului sanitar al clujenilor și al infrastructurii și costurilor infrastructurii putem ține lucrurile sub control fără carantină, așa cum și primul s-a declarat de foarte multe ori și noi am abordat la Cluj aceeași strategie. În primul rând, de a avea această ținere de partea noastră prin respectarea regulilor, cu efortul corpului medical de excepție și cu asigurarea infrastructurii de către administrația publică locală. Avem o rată bună de vaccinare, ne bucurăm că entuziasmul pentru vaccinare se menține la Cluj. Suntem, după București, cu cel mai mare număr de persoane care doresc să se vaccineze. Și asta reprezintă un lucru bun pentru noi, pentru clujeni, și vom face cele necesare astfel încât acest entuziasm să se mențină în Cluj. Am avut o discuție cu premierul cu privire la principalele proiecte majore pe care Clujul are în pregătire din fonduri europene și am prezentat pe scurt stadiul acestora, astfel încât și investiție și locurile de muncă se constituie în continuare o prioritate pentru noi și cu suportul Guvernului României suntem convinși că vom aduce și calitatea vieții europene în România și în continuare la Cluj. Pentru că, așa cum am spus, concomitent cu protejarea sănătății populației și investițiile și locurile de muncă să-și găsească locul necesar. Cu permisiunea noastră să începem pe primul conferința de presă, rugându-vă să apreciați pe salutul României voastre, salut de asemenea prezența Secretarului Comisiei de Sănătate a Senatului României, domnul fost viceprimar al acestui oraș, actualmente senatorul Lazar Oatilo, alături de secretarul general adjunct al Guvernului, colegul meu, viceprimarul Tantar, și așa europarlamentarul și președintele organizației PNR Cluj, domnul Daniel Buda. Domnule ministru, mulțumesc, domnul primar, și avem aici și colegul meu, domnul prezentat la început. Domnia ta ne va prezenta ce facem de pași. De pași. Pe intervenția dumneavoastră. Am înțeles. Mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc pentru invitație. Am acceptat imediat pentru că dumneavoastră aveți aici o campanie de vaccinare de succes. Și în curând veți depăși 30% de persoane vaccinate. Și foarte bine că obiectivul la nivel național este de a avea prima bonă și a începe redeschiderea economiei la 35% de persoane vaccinate, dintre persoane care trebuie să fie vaccinate. Deci felicitări pentru această campanie de vaccinare și sper să accelereze. Am anunțat azi dimineață la centru de vaccinare câteva lucruri importante și trebuie să le repet. Avem acum dozele necesare de vaccin pentru a face și centre de vaccinare drive-thru, pentru a putem să transformăm câteva dintre centre AstraZeneca în centre Pfizer și vom oferi operatorilor economici posibilitatea de a avea centre de vaccinare acolo unde doresc domnilor ca să poată să-și vaccineze personalul și vom vedea dacă extindem această facilitate și pentru membrii familiei. Încă nu s-a discutat, dar poate să fie o posibilitate. Am avut grijă să avem doze de vaccin și vom avea, putem să atingem ținta de 5 milioane de persoane vaccinate la finalul lunii mai sau la 1 iunie. Trebuie doar să mergem să ne vaccinăm. Acum nu mai este nicio scuză. Avem vaccin. Și bineînțeles și ținta mult mai importantă de a atinge 10 milioane de persoane vaccinate, adică 70% dintre persoane care trebuie să fie vaccinate și ne spun specialiștii cam acolo începe să fie imunizarea generală pentru populație. Mâine trimitem încă un transport în Republica Moldova. Președintele României, știți foarte bine, a promis că vor trimite 200.000 de doze în Republica Moldova.
Mâine trimitem 130.000 de doze. Aceasta înseamnă că cele 200.000 de doze pentru Republica Moldova au fost livrate și ne ținem și de promisiune. Astăzi am avut o întâlnire împreună cu domnul primar Boc și cu organizatorii de mari evenimente. Și vă spun că a fost o întâlnire foarte bună, din mai multe puncte de vedere, o discuție informală și avem susținerea domnilor lor pentru campania de vaccinare. Mesajul a fost foarte bine înțeles, putem să vorbim și de festivaluri, de concerte, de a reveni la o viață normală, doar cu o campanie de vaccinare de succes. Este condiția necesară pentru a putea să redeschidem economia. În partea noastră voi face tot ce este posibil să acomodăm, să vedem cum putem să redeschidem economia. Domnilor sunt parte din Comitetul Interministerial, prin intermediul Ministerului Culturii și sau alte ministere. Soluțiile le vom discuta în perioada următoare, dar concluzia generală a fost că toții vom participa public la susținerea campaniei de vaccinare. Este singura soluție pe care o avem în acest moment. N-am mai vorbit de mult despre situația economică, am fost luați cu alte probleme, dar avem câteva vești foarte bune în această perioadă, în ceea ce privește economia. Decizia pe care am luat și am trecut și anul acesta, măsurile pe care am luat au dus la estimări de creștere economică mult mai mare decât aveam inițial și venituri, dar acestea sunt estimări pentru finalul anului. Partea bună este că veniturile la buget sunt mai mari decât cele estimate. Sunt mai mari decât am trecut, sunt mai mari decât cele estimate. Ceea ce înseamnă că ne așteptăm anul acesta la un deficit bugetar mai mic decât cel pe care l-am programat la începutul anului. Eu cred că să fie mai mic decât 7%. Este ținta pe care merg eu acum, un deficit mai mic de 7%. Ceea ce vă spun că va fi foarte apreciat de investitori instituționali, de instituții internaționale și va crește încrederea în acest guvern. O încredere care a fost câștigată anul trecut, în guvernarea anterioară, o încredere pe care anul acesta am consolidat-o și veți vedea că rezultatele se vor apărea imediat în perioada următoare. Aș vrea să mă anunț doar astăzi, am primit după vizită în spitalul din București câteva o situație a patru la terapie intensivă. Am discutat și acest lucru, din păcate avem o presiune pe sistemul sanitar, pe sistemul de sănătate în România, în special în terapie intensivă. Știți foarte bine că în ultima perioadă am avut aceste discuții și astăzi am primit această informare. La Matei Baci vor operaționaliza încă 20 de paturi de terapie intensivă. Vor trebui să fie transferați 7 medici și 30 de asistenți medicali. Se va înființa un centru de evaluare pacienți cu infecție SARS-CoV. La Bagdasara Senie, aici este un lucru foarte important, în următoarele 2 săptămâni, o nouă unitate de primire urgență poate fi funcțională cu 27 de paturi UPU și 27 de paturi ATI. Iar la Grigore Alexandrescu nu vom aloca adulți acolo, acolo se pot aloca încă 12 paturi ATI copii, în prima fază 10 paturi la cerere. Deci aceasta e situația în acest moment. Am spus că aș vrea să avem 1600 paturi cât mai rapid. A fost o cerere mea acum câteva luni de zile, am văzut probleme în care se confundă sistemul de sănătate, am atras atenția și suntem acum în măsură să ajungem la aceste cifre. Vă felicitez, domnul primar, pentru campania de vaccinare de succes și cu siguranță, dacă va merge așa, veți deschide mai repede ca restul economiei. E meritul plujerilor că răspund pozitiv la mesajele dumneavoastră și ale autorităților. Mulțumesc, mă opresc aici cu mesajele, dacă doresc... Salutăm! Fericire, nu s-a putut concretiza cu public și cu participarea, astfel că ne ține doar un mesaj de aici și ne spune mult succes pentru o plasă de aur. Sper să câștigi, nu l-am pregătit o pregătire specială cum s-a primit de din jur astăzi, ca să simte ca acasă și să sperăm că vom învinge pe drept de timp. Încep întrebările. Vom încerca să avem una sau două, maxim două întrebări, da? În funcție de cum... ca să vă răspundeți mai mulți colegi ai dumneavoastră.
Mulțumesc. Spuneți-o. Bună ziua, am văzut la 8.24. Bine ați venit la cursul primul rând. Domnule premier, dimineață Vlad Voiculescu a făcut un atac la persoana dumneavoastră. A spus, v-a acuzat de fapt că nu ați dorit să cunoașteți echipa Ministerului Sănătății și v-a numit, citez, primul epidemiolog al României. Spune că vă considerați dumneavoastră așa. Cum comentați această declarație? Mulțumesc. Mulțumesc. Nu comentez declarațiile. Vă dați seama cum ar fi să comentez declarațiile celor din opoziție în fiecare zi. Nu aș avea timp, avem o pandemie de guvernat, de trecut țara prin pandemie, lucruri foarte importante de făcut. Opinii personale, vă dați seama cum nu comentez, dar aș vrea să-i asigur pe români că guvernarea este solidă, coaliția funcționează, ieri a fost un prim pas important. Am avut o ședință de guvern în care lucrurile au mers foarte bine, nu a fost nicio problemă. Ieri s-au aprobat un memorandum prin care se aduc mai multe doze de vaccin Pfizer în România, 300.000 dintre ele vin mai repede, deci lucrurile merg foarte bine și asta este mesajul important pentru români. Guvernul funcționează bine, avem guvernul România și pe lângă faptul că spun eu acest lucru, se vede în cifre. Se vede în creșterea economică, se vede în veniturile la buget, se vede în cheltuielile cu investiții și se vede în aprecierea instituțiilor internaționale. Până la urmă, încrederea în acest guvern o vedem de la investitorii străini. Ne împrumutăm la dobânzi mai mici decât o fac alții, ne împrumutăm foarte bine și estimările instituțiilor internaționale arată că economia va crește mult mai rapid decât ne așteptam noi. Deci această încredere în guvern, guvernul Florin Câțu, cum spune domnul ministru, există și este foarte mare. Tot domnul Voiculescu spunea că morții de COVID s-au raportat greșit. De fapt, ar fi mult mai mult. Puteți să ne spuneți un lucru despre acest lucru? Aici lucrurile sunt foarte importante și trebuie clarificate. Dacă este așa. Eu îi cer public vicepremierului Dan Barna, care este coordonatorul Ministerului Sănătății și a fost la începutul anului, să ne spună dacă știa despre aceste lucruri și ce măsuri a dispus. Și cer public să prezinte în ședința de guvern. Așa ceva. Mulțumesc. Domnul Ministru, spunea că e nevoie de un motiv pentru a fi eliminat datul sistemul. De ce am fost până la urmă dat global? Mă scuze, n-am înțeles întrebarea, mă scuze, pentru că n-am auzit întrebarea. Spunea domnul Voiculescu că nu e nevoie de un motiv să fie eliminat atunci când super sistemul a supărat sistemul sau la cel mai s-a referit. De ce a fost până la urmă demis? Eu vă aduc aminte, anul trecut am fost ministrul finanțelor. Și am făcut un lucru pe care până acum l-am mai făcut alt ministru. Am arătat că se poate face reformă și începi prin propriul minister cu reforma. Am fost ministru care a redus numărul directorilor generali cu 20 și a redus cheltuielile de personal cu 133 de milioane de lei. Într-un an de pandemie am reușit să fac reformă acolo în ministerul meu. Reforma începe cu propriul minister, aproape de tine. Da. Așa cum am spus, coordonatorul Ministerului Sănătății este domnul vicepremier Barna. În nicio ședință de guvern nu au fost prezentate situații pe cum cea pe care am spus-o mai devreme, nici nu au fost notele de informare. De fiecare dată mă consult cu toți miniștrii în ședințe de guvern și au fost miniștri care au adus note de informare cu situații dificile, unele confidențial, altele la public. De fiecare dată ne-am consultat cu toți miniștrii când au prezentat o problemă în ședința de guvern. Și cu întrebare, exact o altă remanieră, m-a decorit să discută a miniștrilor care nu-și fac treaba cu termie? Nu, aici rolul meu este acela de a mă asigura că guvernarea funcționează. Noi suntem aici investiți de votul românilor, de încrederea românilor,
pentru a ne asigura că ceea ce am promis, reformă, vom face. Am fost cel care a început și a prezentat public ce reforme vrem să facem. Am spus foarte clar despre legea pensiilor, legea salarizării. Am fost cel care în buget, și vă aduc aminte că până astăzi nu a venit niciun plan de reformă a companiilor de stat de la niciun ministru, și am spus că foarte bine, vom face acest lucru prin buget. Și am impus acest lucru prin buget. Eu nu mă dau în spate de la reformă, voi face reformă în continuare, dar eu fac reformă doar o declar că o fac. Așa cum am arătat și la Ministerul Public, Ministerul Finanțelor în trecut, așa voi face și anul acesta, indiferent de dacă există piedici sau nu. Am fost cel care a avut și primele declarații și a susținut colegii mei, că sunt colegi în guvern, care au încercat și au avut și vor să facă reformă, și am susținut pe colegii mei de fiecare dată. Vlad Niculescu a declarat că se numește ca fost de risc politic, în schimb liberalii spun că a fost din cauza acelui ordin de ministru. Tot Vlad Niculescu spune că nu trebuia să consulte personal, pentru că deja se consultați cu domnul Arafat, cel care gestionează situația în sănătate. Cum comentați aceste declarații și care ar fi motivele clare pentru care a fost demis Vlad Niculescu? Nu, spun că nu comentez declarațiile unei persoane care acum este în opoziție. E complicat. Repet, nu comentez nici ce spune domnul Ciolacu în fiecare zi. Ar fi foarte mult timp să acord acestor lucruri. Eu am fost foarte transparent și în ședința de luni de coaliție. De mai multe ori am prezentat situația, au fost făcute evaluări, dar și în ședința de luni de coaliție a spus foarte clar și au fost de acord cei trei președinți de partid că în ceea ce privește membrii cabinetului, și aș vrea să facem public această distinție între partea politică și guvernare, ceea ce privește membrii cabinetului este un atribut constituțional al premierului. Cu toții am fost de acord cu acest atribut constituțional al premierului. Mai departe... Și o întrebare, tot Vlad Niculescu a declarat, credeam că am depășit epoca depolețelor. Aveți depolețelor, domnule premier. Repet, sunt acuzații care seamănă foarte mult cu ceea ce aud în Parlament de foarte multe ori, dar de la opoziție. N-am cum să comentez declarațiile. Avem de guvernat o România. Eu am înțeles că în coaliție s-a făcut ieri un pas important. Colegii mei au trecut peste emoțiile inițiale și au înțeles că este mult mai important să guvernăm România. Au venit la ședința de guvern. România este guvernată, mergem mai departe. Și este guvernată cu rezultate, din punctul meu de vedere. Și asta este ceea ce trebuie să vadă românii. În fiecare zi sunt criticat din Parlamentul României de opoziție. Este rolul opoziției să fie criticat. Bună ziua, Raița Cumeniu-Calepniu. Domnule premier, de ce nu mai avem o campanie de vaccinare? Ce ne-a transmis pe televiziune să nu mai difuzeze spoturi de vaccinare? Puteți să ne explicați? O campanie de vaccinare ca în trecut, nu? Decizia este la premier întotdeauna. Toate actele normative în guvern, și avem aici pe domnul primar care a fost premier, ele merg mai departe sau nu merg mai departe prin decizia premierului. Bun, și ce urmează mai departe? Pentru că din ce vedem noi, cade numărul vaccinului. Urmează... Din cauza problemelor cu AstraZeneca? Aici trebuie să ne uităm atent la cifre. Nu scade numărul vaccinului, din contră. Ieri au fost vaccinate aproape 80.000 de persoane, astăzi sunt 90.000 de persoane sau peste 90.000 de persoane, deci numărul vaccinurilor crește. Vom crește și fluxurile de la 72 la 96.
Da, nu mai sunt, scade numărul persoanelor pe lista de așteptare, ceea ce este perfect. Asta am și vrut. Am vrut să nu mai fie nimeni pe lista de așteptare, românii să se poată să vaccineze în cel mai scurt timp, să se registreze, să meargă să se vaccineze în câteva zile. Este scenariul către care am mers. Nu scade numărul de vaccinări, scade numărul persoanelor pe lista de vaccinare pentru că a crescut numărul de vaccinări zilnice. Avem acum o capacitate de 115.000 de persoane care să fie vaccinate pe zi, ceea ce este ce am promis. De pe 20 vor fi capacitatea de 120.000 de persoane zilnice să se vaccineze. Ținta aceea de 5 milioane la sfârșitul lunii mai este una realistă-pesimistă. Noi vom avea doze să vaccinăm la sfârșitul lunii mai aproape 7 milioane de persoane. Deci, de aceea încurajez pe toți românii, nici nu mai stai să aștepți mult, vor veni ce în ce mai multe doze, trebuie să mergem să ne vaccinăm. Ultima întrebare, exact, voi culeți că a zis că este teamă pentru român. Dumneavoastră va fi frică să vă internați în spital din România? Am membri din familie internați în spital din România, sunt în spital din România, nu mergem în altă parte, ne internăm în România. Și răspunsul? Am spus. Nu va fi frică. Nu, dar sper să nu am nevoie. Vă mulțumesc. Bună ziua, am înțeleține că România de o întrebare de premier. Este adevărat că domnul Vlad Voiculescu s-a oprit acordării după anul de presă în proședință de guvern? Într-o ședință de guvern doar premierul se poate opune acordării unei părți. Deci trebuie să fie foarte clar, da? Doar premierul poate să oprească un act normativ, n-a fi publicat. Atât. Această acuzație, atunci mai avem pentru domnul vicepremier Barna încă un raport de prezentat și îi cer public domnul vicepremier Barna să prezinte în ședința de guvern și public dacă avea cunoștință de aceste acuzații și cu ce soluție a venit. Și aici sunt foarte serios. Domnul vicepremier Barna este coordonatorul Ministerului Sănătății. Dacă avea cunoștință de aceste acuzații și nu le-a prezentat public, vedem ce s-a întâmplat, dar ce soluții a dispus? Eu vă spun că în nicio ședință de guvern până acum nu a fost prezentată o notă de informare în care să fie prezentate aceste acuzații. Pentru că eu aș fi luat măsuri. De fiecare dată când mi-au fost prezentate deficiențe într-un minister, am luat măsuri, nu am așteptat să le anunț mai târziu. Mulțumesc! Domnule Scârțu, săptămâna trecută noi am prezentat în exclusivitate un material de la Spitalul Alexandru Borda, de mai mult, nu știu dacă știți. Lista hotărârilor s-a improvizat și s-au făcut blocuri de interese spitale pentru a trage tuburi de oxigen pentru pacienții pozitivi de COVID, iar astfel s-a improvizat toate posiții de arme. Cum comentați dumneavoastră imaginea de la Borda, având în vedere că suntem în anul 2021, și cum veți proceda să încât spitalul mic să aibă secție de terapie intensivă? Nu am văzut imaginile respective, nu am cum să le comentez. Eu am avut o discuție ieri, la prima oră, cu directorii din DST, în toată țara, și după amiaza cu directorul de spital COVID. Și voiam să ascult, să văd care sunt și problemele lor. Le-am mulțumit pentru ceea ce fac de un an de zile pentru români, pentru că sunt într-o luptă continuă și în fiecare zi sub presiune. Și am asigurat de toate resursele, așa cum au avut și în timpul anului trecut, resurse necesare pentru a funcționa în această perioadă dificilă. Nu vă, poate știți, dar chiar acum o săptămână am aprobat din fondul de rezervă al guvernului, la dispoziția premierului, o sumă de peste 240 de milioane de lei pentru a cumpăra remdesivir. Deci, din partea mea, sistemul de sănătate a avut toată susținerea în ceea ce privește finanțare. Cum a fost administrat sau ce se întâmplă acolo, cred că avem, bineînțeles, responsabili care sunt miniștri și coordonatori care să poată să vă dea mai multe explicații. Sigur. La vată de vedere, ce cale plătea să vizita de nou ministru asta în vață înătății și cât de mult contează capul de vizita? Atunci când vom avea și aștept, hai să facem lucrurile mai simple. Am propus imediat cu revocarea noului ministru, am propus și ministrul interimar. Mi-era separat natural
să meargă către vicepremier, care este coordonatorul Ministerului Sănătății. A fost refuzată această responsabilitate și atunci mi-am asumat eu această responsabilitate, pentru că România nu își permite astăzi, în plină luptă, în plină luptă cu pandemia, să nu aibă un ministru al sănătății. Și mi-am asumat eu această, deși această responsabilitate în acest moment. Aștept locul, bineînțeles, ministrului rămâne la partenerii noștri de coaliție și aștept, bineînțeles, nominalizarea unui ministru cât mai curând, bineînțeles, iar în protocolul coaliției spune foarte clar ce așteptări avem de la un ministru, oricare ar fi acela. Eu, personal, am spus de fiecare dată, caut trei atribute, trei caracteristici clare într-o persoană pe care eu voi pune semnătura. Fără compromis sau fără nepotisme, fără clientelism, fără conflict de interese, fără probleme penale, da? Și profesionalism. În funcție de aceste trei criterii, voi face nominalizarea. Cruzna Moca este un oraș ambițios care dorește să aibă trei metropolitane, centură metropolitană și metrou prin PNR. Le puteți spune ce se întâmplă cu documentația pe centura metropolitană, care este depusă de o perioadă de bună la Ministerul Transporturilor și, în general, care au fost discuțiile pe aceste subiecte cu PNR. Comisia noastră vrea să centura metropolitană, în proiectul, nu are depusă documentația finală la Ministerul Transportului. Este în ultima etapă, deținerea vizului de mediu, care va fi obținut în octombrie, este ultima etapă, după care va intra comitetul de interministeriale la povești și aprobare de către tehnice economice. Dar până acum nu avem locație, din potrivă de toate, publice decizii, de toate publice decizii, ca să fie finalizată documentația. Doar ca să fie clar că nu există o amânare sau cercetare din partea guvernului, în acest moment veniți un lucrător. A doua întrebare referitor la festivalul Concerte, domnul primar Boc, a spus că Corina a fost să aibă loc un concert experiment cu modelul patron. Și doamnă să spun un tot de muzică bună, cum vedeți această constată de redeschidere a acestui sector grav a variat, inclusiv cu un concert experiment, experiment la Corina Boc. Acum eu vreau să vă la București, dar să trebuie să vin să la București. Trebuie să vin să la prima dată la prima ediție, tot mai am aflat astăzi că domnul ministru a fost la prima ediție a Anatolului la Cluj în 2015, incognito, dacă vă așteptați. Nu eram în politică, nu eram în politică atunci, să știți, nu eram incognito, nu eram în politică, mergeam unde voiam. Eu și asta am așteptat. Eu vreau să deschidă festivalul, concerte peste tot în România, nu doar la Cluj sau la București. Asta a fost discuția astăzi. Și de aceea am dat acea țintă pentru întâlnire, pentru redeschiderea întregii economii. De aceea nu vreau să vorbesc de tot felul de bariere, vreau să se redeschide economia pentru toți românii. E important și de asta m-am asigurat să avem doze necesare să ne vaccinăm, ca să deschidem pentru toți românii. Mergem să ne vaccinăm și deschidem economia, o să fie totul ca înainte. Asta e de fapt ceea ce vrem noi să facem. Acum, da, știu domnul Boc și concertele, dar este o competiție aici, că și mie îmi plac concertele și vedem unde le deschidem. Mesajul a fost foarte clar astăzi. Poate cel mai bun concert este vaccinarea tinerilor. Dragi tineri, mergeți și vă vaccinați, v-ați deschis pașaportul pentru concertele, evenimente, festivale. Așa deschidem concertele. Asta este prima cheie până la urmă. Cu cât mai mulți, cu atât mai repede organizăm festivalurile. Acesta a fost mesajul transmis de premier de susținere totală a domeniului. Dar cheia este în procesul de vaccinare. Așa încât, dacă toți românii vor înțelege acest lucru, cei care doresc să participe la festivalul vor susține, cu atât mai devreme vom avea deschise evenimente. Altfel, puteți să facem concerte test, dar dacă avem persoane vaccinate, noi putem organiza o cum. De aceea, vaccinarea, după părerea noastră, reprezintă cheia și pașaportul pentru intrare în orice concert. Mulțumesc și eu și să ne vedem la concerte. Nu vă aud. Mai aproape de microfon. Că nu vă aud. Domnul ministru afacerilor externe prezintă situația în care România este avertizată
foarte des în ședințe de guvern și atrag atenția de fiecare dată ministerelor să vină cu propunerile de lege, cu legislația necesară pentru a transpune în vigoare directivele europene. De fiecare dată îi împingem la spate. Avem, e adevărat că suntem în urmă, dar facem anul acesta progrese în această direcție. Deci a revenit la politică. Am spus că în acest moment pentru mine este foarte important să fac o treabă bună în ceea ce privește guvernarea României. Românii ne-au dat un vot important și am creat o coaliție puternică, o coaliție despre care am spus că va dura cel puțin 4 ani de zile la guvernare. În ceea ce privește partidul din care fac parte, Partidul Național Liberal, este partidul cel mai important în coaliție, are premierul coaliției, dar în acest moment nu a decis un congres. Sunt sigur că atunci când va fi decis un congres, vor apărea și candidații pentru mai multe funcții care vor exista atunci. Mulțumesc! Bună ziua, Andrei Iubeșinus. Domnul ministru, ce spuneți programul Progresul este în opoziție și în ce fel de opoziție este dacă Progresul este la guvernare și dacă afectează acest lucru coaliția guvernare, guvernul? Eu nu am spus că este în opoziție, am spus că sunt criticat în fiecare zi de opoziție, domnul Ciolacu are un cor în jurul lui și se mai alătură o voce care mă critică, atâta tot am spus. Nu, eu, de un an de zile mă critică domnul Ciolacu și avem o guvernare foarte bună și am guvernat și anul acesta. Încă o voce care se alătură nu va afecta guvernarea și asta vreau să-i asigur pe români. Guvernarea nu are dus ferit. Guvernarea merge mai departe și ar trebui românii să înțeleagă că una este acte guvernare, am văzut că în aceste zile a fost puțin interpelată guvernarea cu politicul. Actul de guvernare este unul, discuțiile politice sunt altele. A doua întrebare, mergeți la dezbaterea publică de mâine cu domnul Bucurescu la 10 și o considerați o invitație reală sau doar un joc de imagine? N-am știut mâine, eu știu că am o conferință de presă pe teme economice. Dacă ați fi putut merge la tine? Am o conferință de presă pe teme economice. Românii vor afla vești importante pentru economie mâine. Trebuie să întrebați pe domnul Emil Boc dacă vrea să fie. Domnul Boc, dacă vrea să fie într-o echipă de conducere, întrebați pe domnia sa. Eu v-am spus că... Eu cunosc preocupările mele de la Cluj, așa că o competiție puternică, cea mai grea funcție pe care poți să obții este funcție de președinte de scară la bloc. Da. Foarte complicată, pentru că acolo te cunosc tot de pe scară, trebuie să mergi din casă în casă, din ușă în ușă, din loc. E ambiția mea politică, l-am precizat. Ideea era unde vedeți pe domnul Boc într-o funcție politică, în PNL, la nivel național, are experiență? Domnul Boc nu are nevoie de funcție politică pentru a ajuta Partidul Național Liberal să meargă mai departe. Vorbesc foarte mult cu domnul Boc, care are experiență și de guvernare, și la primărie, și politică. Deci nu cred că, dar dacă dorește, bineînțeles că poate să face. Domnul Boc, despre o susținere, avea doar un event care vă sunt la un congres PNL, un altă candidat în care trebuie. Discut cu domnul Boc să avem o guvernare de succes. Discutăm foarte mult și despre cum era în alte guvernări. Experiență foarte multă de la care pot să învăț și acum am discutat foarte mult despre campania de vaccinare. Domnule premier, cum vedeți PNL în momentul de față din anumite de declarațiile celor de la USR, că nu vă mai susțin politic? Vedeți PNL pregătit pentru alegerile anticipate? PNL este un partid puternic. PNL este un partid care a demonstrat și și-a asumat singur guvernarea într-o perioadă dificilă, într-o perioadă de pandemie, într-o perioadă de criză. Când alte partide nu au vrut să vină la guvernare, PNL a fost singurul partid care și-a asumat să treacă România prin acea perioadă și a făcut-o foarte bine. Partidul Național Liberal
așa cum am spus, a reușit performanța într-un an de criză să aibă cea mai mare creștere economică în trimestrul 4 din Uniunea Europeană. Din Uniunea Europeană. Partidul Național Liberal a făcut acest lucru. Este un partid care este cel mai mare partid din această coaliție guvernare, este partidul care are premierul, este partidul care a susținut președintele României, este un partid care m-a investit pe mine să duc mai departe, să implementez principiile liberale în România prin acest guvern. Partidul Național Liberal vrea să guverneze, este într-o coaliție pe care o susține acești 4 ani de zile. Este un partid responsabil, iar mesajele președintelui Partidului Național Liberal au fost foarte clar. Mergem mai departe, guvernarea merge foarte bine, avem treabă de făcut, românii au nevoie de guvernare în acest moment. Aici știți că politica de testare a dat rezultate mixte. Avem țări precum Slovacia, unde nu a dat rezultate foarte bune. Cred că România a găsit un happy medium. Nu? Suntem într-un echilibru bun. Nu am avut, am avut un val 3 care nu a fost la fel de dur. Deocamdată avem aici și experți în sănătate, un secretar al Comisiei Sănătate din Senat. Avem un val 3 care este pe scădere. Deci cred că am găsit un echilibru. Pe mine m-a interesat și nu de acum, de anul trecut, când eram ministru finanțe publice, a spus foarte clar că este foarte important să nu mai închidem economia. Acele 2 luni de zile nu e vorba doar despre costul financiar pentru a închide economia. Este vorba de costul psihic pentru societate. Persoane care își pierd locul de muncă, persoane care nu se mai pot reintegra. Acest cost nu este măsurabil imediat în bani, nu este cuantificabil, dar are implicații pentru sănătatea societății pe termen lung. Și eu n-am vrut acest lucru. Anul trecut, știți foarte bine, au fost mai multe cereri și opoziție, de atunci, acum ne spune să stăm deschis, atunci ne spunea să ne închidem, nu știu cum bate vântul. Am arătat că poți să funcționezi în această perioadă cu economia deschisă. România a fost